Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi vom face un nou tutorial în care o să te învăț cum să activezi citirea cu voce al apelanților la un telefon Samsung. Nu înainte să dai un like, să distribui și să te abonezi cu clopoțel, une să bifezi opțiunea toate. Ceea ce vreau să te învăț eu astăzi este să activezi o opțiune în momentul în care ești apelat, telefonul să-ți spună cu voce tare cine te sună, da? Această metodă poate fi făcută pe un telefon Samsung. Ca să activăm opțiunea, vom merge la butonul de apelare, iar apoi vom merge la cele trei linii de sus din partea dreaptă, vom apăsa acolo, iar apoi vom apăsa setări. După vom apăsa preluați și închideți apelul. Iar apoi o să mergem și o să activăm citire cu voce tare nume apelanți. După ce am activat, intrăm, apăsăm citire cu voce tare apelanți, apăsăm încă o dată și intrăm în meniu și dăm întotdeauna. Da? Iar apoi vom ieși, iar în momentul în care noi vom fi sunați, ni se va spune numele sau numărul. Bineînțeles că în momentul în care ți se va spune numărul, ți se va spune în limba engleză. Da? Pentru că cei de la Samsung nu au un serviciu în limba română. Cam atât a fost și cu acest clip. Cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple. Nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru, deoarece mă ajută foarte mult, iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi! Oh,